Incendiu violent în seara de miercuri spre joi în comuna Corni din județul Botoșani. Două case și două anexe au fost distruse în urma unui incendiu de proporții. Vâlvătaia a ajuns și la a treia locuință, căreia i-a fost afectat acoperișul. Alarma a fost dată de o femeie care a anunțat că incendiul a cuprins o casă nelocuită și s-a extins la locuința și anexele din gospodăria vecină. Primele echipaje de pompieri care au ajuns la adresa indicată au observat flăcările care măsurau peste 6 metri, de la o distanță de aproximativ 5 km. Vâlvătaia a pornit de la o casă nelocuită și s-a extins cu repeziciune la locuința și anexele din gospodăria vecină. Peste 6 metri măsurau flăcările uriașe care mistuiau totul în jur. Având în vedere suprafața mare incendiată și faptul că vântul bătea cu putere și întreținea arderea, forțele de intervenție au fost suplimentate. Două case și două anexe gospodărești au fost distruse în urma unui incendiu violent care a afectat două gospodării de pe raza comunei Cor. Flăcările s-au extins și la a treia locuință, afectându-i acoperișul. Primele echipaje de pompieri care au ajuns la fața locului au observat flăcările care măsurau peste 6 metri, la circa 5 km distanță. În acest moment se intervine pentru stingerea ultimelor focare și înlăturarea efectelor cu 6 autospeciale cu apă și spumă, aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, dar și Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Con și Vorona, dar și cu un echipaj SMUR. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, încât au suferit atac de panică. Acestea au refuzat să fie transportate la spital. Pompierii au înlăturat pericolul de explozie dintr-o casă, fiind scoase două butelii. Intervenția a durat aproape 5 ore. Au ars două case, două anexe, 20 de tone de vân și o parte din acoperișul unei alte locuințe. După lichidarea incendiului, pompierii au ajuns la concluzia că vâlvătaia a pornit de la un scurt circuit.